Oameni buni, v-am spus că avem recomandări pentru dumneavoastră. De exemplu, weekendul acesta în București are loc cel mai mare festival de fitness, de sănătate, longevitate. E un festival, unul dintre cele mai mari din Europa Centrală. Marius Berbecuț, instructor personal de fitness, este alături de noi. Salut, Marius! Salut, și unul dintre cei mai mari campioni din istoria culturismului, Dorian Ieț. Așadar, mă bucur foarte tare că sunteți astăzi alături de noi și o să stăm și de povește. Weekendul ăsta practic se întâmplă în București, da, acest festival, iar cum spuneam ceva mai devreme, sunt două zile foarte spectaculoase. Dorian, ești invitat aici, corect? Și vreau să le spunem oamenilor că facem așa o trecere în revistă. De 6 ori consecutiv ai câștigat titlul de Mister Olympia și cred că poți să ne spui un pic și mai multe detalii despre evenimentul de weekendul acesta, pentru că presupun că ești încântat să fii la Sense for Fit, așa se numește. Lumea poate să caute Sense for Fit și să afle multe. Yeah, well, it's starting tomorrow, on Sunday. I'm going to be there both days. Până duminică, eu să fiu în fiecare zi talking, aici. Answering some questions. O să vorbim and also, ceva. Meet and greet. You know, at the și o să răspund stand, întrebărilor so people can come over and, în sistem hello, meet and greet. Take a selfie and, lumea vine să ne întâlnească, luăm un câte un selfie. So look forward to mixing mai with all the people ceva? And meeting them as well, yeah? Mi se pare normal, dacă stai să te gândești, omul ăsta este o istorie în ceea ce privește și o legendă în ceea ce privește fitness-ul și vreau să te întreb cât de importantă este educația în fitness și în sport. Pentru că de foarte multe ori poate le facem după ureche, dar dacă asculți sau știi lucrurile să le faci cum trebuie, s-ar putea să ai mult mai multe rezultate. Well, I think it's important because the e foarte importantă educația. The health improvements just from training and pentru doing some resistance training, for doar instance, din antrenament cu greutăți, positive poate thing you că can do for este health. Cel mai importantă, cea mai importantă îmbunătățire well. Pe care o putem face that, sănătății noastre. Bineînțeles, la asta se adaugă o nutriție inteligentă și astfel ajungem la calitatea vieții mărită. Acum eu sunt la 60 de ani. Și pe măsură ce îmbătrânesc, vreau să împart cât mai mult, să împărtășesc cât mai mult cu oamenii din experiența mea. Vedem imagini cu tine atunci când ai participat la această competiție, Mister Olympia, pe care ai câștigat-o de 6 ori, mi se pare senzațional. Și vreau să te întreb dacă ai putea să-mi spui doar 3 lucruri care te-au făcut să câștigi Mister Olympia. Doar 3 lucruri. 3 things. 3 okay. lucruri. Well, first of all, the mind. În primul rând, mintea. Because anything you do, you pentru have că to, orice faci, have the correct mental approach. Trebuie you have to să believe in yourself and you have to te apropii de subiectul respectiv. What you want and you have to be realistic in the steps. Trebuie să fii total realist. To get there. And that would be the same in any endeavor, whether it's a sporting și endeavor, a business, face or relationship. Același lucru în orice domeniu, și în sport și în orice alt domeniu. The big difference between being marea diferență a bodybuilder and being între a fi un bodybuilder și a fi un businessman as a sports person, at least in bodybuilding, is very much isolated. You're on your own and you can de sportiv, ești foarte sportiv, to build ești foarte izolat business, you have to build și team. Tu trebuie so să te controlezi, you need to surround yourself with people that are very good in their când area. Ești un businessman, ai o întreagă echipă. So you need to try to build a team around you. I think it's very important. And, deci, întotdeauna trebuie să ai o echipă în jurul tău. Și eu sunt foarte fericit că am și foarte norocos că am o echipă extraordinară aici în România. Marius, vreau să te întreb și pe tine, sunt oameni care poate zic, domne, eu nu fac sport, eu nu mă duc la fitness, mie îmi place să mănânc, am ce căuta la festivalul ăsta sau da. N-am ce căuta? Da, chiar dacă avem foarte multe superstaruri și vedete din lumea bodybuilding-ului, imaginează-ți un puzzle mare, bodybuilding e doar o bucată mică din acest puzzle. Noi am vrut să facem mișcare și sport și să avem câte un produs sau o clasă pentru fiecare participant care este îndrăgostit de sport, de yoga, de pilates, de crossfit, competiții de crossfit, de calisthenics, bodybuilding, clase pe step, clase pe muzică, fiecare își găsește bucățica lui aici la noi la festival. Și iar dacă ești începător, cred că este mediul propice, cel mai bun mediu să începi. Pentru că pe lângă clasele pe care le avem,
este vorba despre energia care o să se manifeste în acest weekend acolo. O să vezi așa de mulți oameni motivați, nu doar antrenori și sportivi, ci o să vezi oameni pasionați. Și atunci este un mediu perfect pentru tine să începi de undeva. Sense for Fit se numește, oameni buni, acest festival. Este weekendul acesta, este în București și poți să mergi acolo că ți se poate schimba viața. Poți să înțelegi, dacă până acum n-ai făcut sport, că poate e momentul să te apuci, poți să înțelegi diferite lucruri care pot să schimbe viața în bine. Asta și vrem să facem. Pe lângă clase, avem zone speciale cu workshop-uri, Q&A, sesiuni de Q&A. Nu doar cum să-ți antrenezi corpul și mintea, ci cum să începi această călătorie într-o viață mai sănătoasă. Fiind aproape de toți sau cei mai buni profesioniști din lume, eu cred că este momentul ideal ca să începi o viață sănătoasă. Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi și ne vedem weekendul ăsta în București, da? La Sense for Fit. Te aștept. Cel mai mare festival din Europa. Te așteptăm. Da, și eu sper să vă văd pe voi toți. Veniți acolo, haideți. Vă întâlniți practic oameni buni și cu omul acesta care a fost, cum spuneam ceva mai devreme, de 6 ori Mr. Olympia și puteți să stați de povești, să învățați lucruri și să aflați lucruri interesante. Vă mulțumesc mult de tot!